Da, mulțumesc mult, domnul Bănescu. Mulțumim pentru găzduire și mă bucur că sunt alături de unii mei prieteni, Cristian Frunte și Claudiu Târziu, la lansarea unei cărți care ar merita mult mai multă atenție din partea întregii românești, pentru că noi avem acest cusur că uităm destul de repede, chiar și experiențele esențiale sau majore, cum a fost aceasta de toamna lui 2018. Iată, la un an de la referendum, referendumul a devenit un fel de poveste rămâne pentru foarte mulți dintre concetățenii noștri. Ori, cartea are acest rol de a redeștepta acea problematică care rămâne extrem de actuală și care ar trebui să frământe întreaga lume românească, pentru că această confuzie în care ne mișcăm nu a scăzut, ci a crescut între timp și sunt semne îngrijorătoare că tendințele sunt crescătoare în continuare. Până la urmă, mă tem că nu tema referendumului este importantă. Putea să fie despre definiția familiei, căsătorie sau despre orice altceva, ci modul în care s-a reacționat de către lumea creștină românească la o problemă pe care Biserica a scos-o în evidență ca fiind una fundamentală și vitală pentru viața creștină în România. E îngrijorător faptul că într-o țară majoritar creștină și zdrobitor majoritar ortodoxă, la o chemare a Bisericii se răspunde atât de prost. Sigur, ăsta a fost șocul toamnei lui 2018. După ce timp de aproape 30 de ani ne-am culcat pe ureche, crezând că avem o majoritate confortabilă, că există o Românie profundă, un fel de creștinism stăcut în teritoriu, iată că la o înghesuială ne-am confruntat cu realitatea dură. Nu-i deloc așa. A fost, pe de-o parte, o campanie de dezinformare, e adevărat, care a acționat mai ales în mediul urban. A fost, pe de-altă parte, o nepăsare care tinde să devină tot mai generală în lumea românească, care privește nu numai problemele morale religioase, ci întreaga problematică existențială. Un fel de jumanfișism existențial cu care noi credem că putem răspunde, știu eu, unei istorii vitrege și unui cumul de neîmplinit, omul se retrage cumva în el însuși, se rupe de legăturile comunitare și privește oarecum deconcertat această existență care devine din ce în ce mai complexă și mai problematică. Domnul Bănescu vorbea foarte bine de un eșec moral. Sigur că este un eșec moral, și orice eșec moral este în primul rând un eșec religios, deci este atinsă direct ordinea duhovnicească. Dar este și un eșec intelectual, după părerea mea. Adică, trebuie să ne punem această întrebare, de ce am fost proști? Mai suntem proști? Și ce putem face dacă suntem să nu mai fim? Pentru că nu se poate. Bun, dezinformare, înțeleg. Au fost foarte multe porte, ca să zicem așa, o spile răuvoitoare care, prin intermediul presei scrise, prin intermediul rețelelor de socializare, mai ales, care acum au început să dețină primatul, și în general, pe toate cei de posibil, au căutat să bagatelizeze acest demers, această inițiativă, care încă o dată nu a fost în partea Bisericii, n-a avut nicio legătură cu formațiunile politice, să nu uităm că ea a fost inițiată mult mai devreme de a veni puterea în funcțiune în fruntea țării și care știu că încercat să se folosească în mod
parșiv de acest context. Dar, de fapt, inițiativa referendumului, adunarea semnăturilor, totul ține de societatea civilă, o inițiativă a laicatului creștin românesc, pe care biserica, cum spunea și domnul Bănescu, n-a făcut decât să o sprijine în mod firesc, și nu numai biserica ortodoxă, ci toate cultele religioase din România. Această dezinformare, această campanie mistificatoare, s-a manifestat, sigur, mai ales în mediul urban. În mediul rural e mai greu de vorbit de așa ceva. Acolo e mai degrabă vorba de o nepăsare, de o indiferență care tinde să devină generală și cronicizată. Până la urmă, au fost două tipuri fundamentale de reacții. Pe de o parte dezinformarea, pe de altă parte indiferența, dar amândouă au o singură cauză, prostie. Trebuie să avem tăria să recunoaștem acest lucru. Păi de ce să te lași dezinformat în halul ăsta? De ce? Pentru că ai căpătat această tendință de a nu mai judeca lucrurile cu mintea ta, dar la de-a gata ceea ce spun sau îți sugerează altfel. Ori, dacă ajungi în această stare, o faci în prostie. Și vorba lui Michael Steinhardt, ești responsabil că ești prost. Indiferența este pe de altă parte și ea. Până la urmă, la rădăcinile ei, o formă de prostie, că nu poți să fii indiferent în fața unor probleme vitale care privesc existența ta de zi cu zi, privesc viitorul copiilor tăi, privesc echilibrul și șansa la normalitatea lumii în care trăiești. Cum să fii indiferent? În urmare, trebuie să avem curajul să ne punem niște întrebări esențiale despre starea, despre halul, să spun, în care am ajuns. După 30 de ani de haos post-comunist, în care nu am reușit nici să recuperăm vechile noastre valori tradiționale, deopotrivă, s-a dus o campanie furibundă împotriva lor, n-am reușit nici să asimilăm adevăratele valori ale civilizației occidentale. Suntem undeva la mijloc, într-o nebuloasă marginală, în care am vrea să fim ceva, dar iată, nu reușim până una alta să fim nimic. Iar atunci când realitatea ne provoacă, nu suntem în stare să răspundem sau răspundem dezastruos. Va trebui să renunțăm puțin la această bună părere despre noi înșine, pe care am tot promovat-o în acești 30 de ani. Domnul Horia Roman Patapievici, atât de urât de mediile tradiționaliste, pentru că a îndrăsnit să pună degetul în câteva rând, nu? Vorbea de acea vulgata bunului român. Există și o vulgata bunului ortodox. Domnule, noi suntem un popor care așa ne-am născut ortodoxi, deci suntem genetici ortodox, nimic nu poate să ne clintească, nu? Și iată, când vine provocarea imediată a istoriei, cum arată această lume ortodoxă? Lumea cu cel mai mare număr de avorturi în Europa, lumea cu cea mai groaznică corupție în Europa, și iată, lumea cea mai indiferentă la problemele ei vitale, așa cum a dovedit-o referendumul acesta, care reprezintă, totuși, și o performanță și o contraperformanță. Performanța este că s-au adunat, totuși, aceste voturi în număr de peste 3 milioane, performanță unică nu numai în România, dar în întreaga Europa. Dacă nu cumva în întreaga lume, nu am toate ratele necesare ca să nu pronunț. Ceea ce nu e puțin lucru. Sigur, e vrednicia celor care s-au străduit să adune semnăturile, dar și eu un act mărturisitor al celui care și-au dat semnăturile. Există, totuși, un rest de lume românească creștină de la care putem porni mai departe. Deci, asta este partea bună. Contraperformanța a fost
aceasta, că se pare că acest grup de creștini care au dat cu semnătura, nu sunt suficient de convingători sau de incisivi în plan social ca să poată să îi convingă și pe alții. Rămân într-un fel de cerc închis. Restul lumii românești, dincolo de această minoritate trăitoare și mărturisitoare, rămâne opac la valorile tradiției, rămâne opac la marele provocări ale actualității și problema vitală, fundamentală, asta este. Cum să faci să-l scoți din această amorțeală, să-l provoci să redevină viu? În urmare, acestea ar fi și de câteva probleme care trebuie să ne frământe și cartea, nu știu dacă, deși are interviuri remarcabile cu oameni care privesc lucrurile din perspectivele cele mai diferite, cu experiența lor și cu complexitatea unei gândiri de înalt calibru, dar nu știu dacă această carte cuprinde răspunsul. Dar în orice caz ea cuprinde câteva întrebări foarte bine puse și toată această arie problematică care trebuie să o acoperim, care trebuie să ne rămâne vie și să ne șocheze clipă de clipă. Acest șoc al referendumului trebuie să devină un șoc existențial permanent care să ne călăuzească despotmolirea din această fundătură a istoriei în care încă ne bălăcim.